Vai de capul meu. Ce obosit sunt, mă, nu știu de ce. Yo, băieți și fete, astăzi eu și squadul eu o să câștig. Știam că e ceva ciudat aici. Ok, gang, eu sunt Vlad Alexandrescu și sunt Savage, baby. Ce? Oh my god! Unde sunt? Ce caut eu aici? Nu. Oricum, nu contează. Voi scăpa de aici, pentru că echipa Vlad câștigă mereu. Ce? Oh, nu! Cum cobor de aici? Mi-e frică să cobor de aici. Nu vreau să-mi rup gâtul. Sunt doar un puș cu un vis. Lui Căcăuță e frică să coboare. Ce? Mamaie? Dar n-a spus asta. Nu mi-e frică de nimic. Echipa Vlad nu renunță niciodată. Ha, Găgăuță, îți arăt-o cum se face. Vedeți? Echipa Vlad câștigă întotdeauna. Găgăuță, ce faci acolo? Ați curs Play Black? Ce? Ce, mamaie? Nu! Ok, gang, astăzi o să facem un nou challenge. Cine pleacă ultimul din piscină, câștigă 10.000 de lei. Pe care nu i-am acum la mine, dar o să iau mai târziu. Cred că ar trebui să sar în apă, deși e foarte frigă, pentru că apa este foarte rece. Cred că are minus 10.000 de grade. 3, 2, 1. Nu uitați să vă cumpărați marca canalului de pe idei.3d/Vlad Alexandrescu, cea mai fire marca de pe YouTube. Sunt doar un puș cu un vis. 3, 2, 1. Apa rece. Ha, da, mamaie, atunci de-mă pe tine. Mă duc până în bucătărie, că am lăsat mămăliga pe foc. Mi s-a făcut foamică. Mi-a venit o idee. O să comand niște pizza. O să comand pizza de la pizzeria Alexandrescu. Alo? Ce-i cu vocea asta de femeie de robot? Robotii pun stăpânire pe noi! Nu am semnal! Sunt în pădure! Hey, gang, ce fain este aici! Ai putea sta aici toată ziua! Gang, apa este rece! Dar este perfectă pentru o zi de vară! Aș putea sta aici toată ziua, după cum v-am spus. Am tot ce-mi trebuie. Dar, din păcate, trebuie să filmez pentru canalul meu de YouTube. Așa că, din păcate, nu pot să stau toată ziua în piscină. Poate în altă zi. Oh, gang, ce obosit sunt. Cred că mă pun să mă culc. Ce ciudat! Am visat că sunt Vlad Alexandrescu și bunica sa în același timp! O
Ok, gang, acesta a fost sketchul în care l-am interpretat pe Vlad Alexandrescu timp de 24 de ore. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Cine dă primul like câștigă 10.000 de lei. Nu, serios acum. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, share pe Facebook, follow pe Instagram, Ciprian Barajos Pricom, pentru că pe Instagram mai pun ceva anunțuri și chestii despre ce fac eu pe YouTube, despre viitoare proiecte de pe canalul meu de YouTube și cam ce fac eu în general, când nu postez pe YouTube, adică destul de des, deși nici pe Instagram uneori nu postez. Și în caz că mă vedeți pentru prima oară și v-a plăcut acest episod, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul, pentru că clopoțelul este foarte, foarte important. Eu am fost Ciprian sau Vlad Alexandrescu, pentru că acest clip a fost despre Vlad Alexandrescu și ne vedem data viitoare. Pa! Sunt doar un puș cu un vis.